Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, dragi ascultători Gold FM! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Golden Hour. Este final de lună și cu toții suntem curioși să vedem ce ne rezervă astrele pentru luna noiembrie a acestui an. Așa că am invitat-o alături de mine pe astrolog Luminița Aristea, pe care o cunoașteți deja. Și îi spunem bună seara, doamna Luminița Aristea, bine v-am regăsit. Nu am apucat, din păcate, să ne întâlnim în luna octombrie, pentru că programul nici al meu, nici al dumneavoastră nu s-au, cum să spun, n-au fost compatibile. Nu s-au sincronizat, exact. Așa că înainte să vorbim despre luna noiembrie, pe care, bineînțeles, vreau să o discutăm mult mai complex, vreau să ne spuneți câteva lucruri despre luna aceasta octombrie și dacă mai sunt anumite evenimente importante care se întâmplă, pentru că iată, suntem doar pe 26 octombrie. Poate mai este ceva despre care ar trebui să știm și după aia continuăm cu luna noiembrie. Vă rog. Bună, Jessie, îmi pare bine să te revăd. Da, într-adevăr, ne-am întâlnit, zic eu, la momentul oportun, fiindcă suntem în coridorul eclipselor. A avut loc o eclipsă de soare în balanță în 14 octombrie și acum, în această sâmbătă, în 28 octombrie, are loc a doua eclipsă și ultima eclipsă din acest an. Deci suntem într-un moment foarte, foarte puternic și zic eu că trebuie marcat acest eveniment, fiindcă este un moment de încheieri, un moment de a ne așeza lucrurile așa cum trebuie, fiindcă este ultima eclipsă pe axa Taur-Scorpion. Următoarea familie de eclipse, serie de eclipse pe axa Taur-Scorpion va fi în 2031, deci acum mai trebuie să rezolvăm niște lucruri pe care le-am început undeva în decembrie 2021, deci un an și jumătate am lucrat toți la nivel colectiv pe această energie a Taurului și Scorpionului, Taurul de a ne pune în valoare, Scorpionul de a vedea ce mai avem de eliberat și de a ne conecta pe un canal mult mai curat la intuiția noastră. Și da, deci ascultătorii Gold FM să fie pregătiți pentru ziua de sâmbătă, să fie atenți, să fie prezenți, să vadă. Sunt două lucruri pe care pot să le facă: să vadă ce au de sărbătorit, ce au de onorat, pentru ce să se bucure, ce realizări. Pot să-și facă și un bilanț. Eu sunt contabil de meserie, ca să spun așa, și fac această legătură cu contabilitatea, să-și facă un bilanț a acestei perioade de un an și jumătate. Prima eclipsă de lună în Taur a avut loc în noiembrie 2021, de fapt, și să se gândească din noiembrie 2021 până acum, în octombrie, 28 octombrie 2023, ce s-a întâmplat, ce au realizat, ce lucruri bune au apărut în viața lor, ce schimbări au fost. Și în același timp, dacă mai sunt lucruri acolo nerezolvate, este momentul să se debaraseze, să elimine, să arunce, să pună la coșul de gunoi lucrurile care sunt toxice, relații toxice, lucruri toxice, efectiv lucruri de care nu mai avem nevoie, fiindcă intrăm pe o nouă energie, pe o nouă vibrație a axei de destin Berbec Balanță. Este o altă temă de destin care ne va ghida în următorul an și jumătate. Deci să fim pregătiți. Deci avem două lucruri de făcut: să vedem pentru ce mulțumim în acest onorăm, moment, onorăm recunoștință. Așa, și de ce vrem să scăpăm. Exact. Da. Exact. Ce curățenie trebuie să facem? Da, trebuie să facem curățenie. Dar cum ne sfătuiți să facem aceste două lucruri? Le scriem pe o foaie, poate, sau da, doar Eu în general nu recomand la eclipse să facem ritualuri, mai ales la eclipsele de lună care sunt foarte puternice. Și atunci putem să ne încărcăm și cu altfel de energie, așa încât e bine să evităm. Dar așa cum ai spus tu, da, se pot scrie pe o foaie de hârtie cele pe care dorim să le eliminăm, să le scriem pe foaie de hârtie și să le ardem, da? Putem să facem acest lucru, eventual să le și rostim cu glas tare. Să știi că contează foarte mult.
să le scrii și să le citești cu glas tare. Eu am constatat că este un lucru foarte important care funcționează. Iar pentru onorare și pentru recunoștință, uite, o prietenă de-a mea care este, ca să dau un exemplu care mi s-a părut fabulos, este plecată, este în America și în ultimii ani s-au întâmplat lucruri foarte frumoase în viața ei și ca recunoștință, fiind acolo în America, mi-a trimis chiar o poză și a pregătit un vas plin cu fructe, cu rodii, cu ce fructe au acolo, fructe de sezon. Deci o bogăție cromatică și de culori și de gusturi și acel vas o să fie prezent pe masă în ziua eclipsei și atunci când va mânca, în special rodii, fiindcă rodia este acel fruct al prosperității și al bunăstării, da? Ea este un simbol care un simbol foarte, foarte puternic, da? Putem să folosim rodia pentru a ne conecta la tot ceea ce am primit, la abundență, prosperitate, daruri, fiindcă taurul vine cu confort, vine cu daruri, vine cu abundență, da? Vine cu această stare de siguranță. În weekend, duminică, se schimbă și ora, nu? Se schimbă și ora, da, sâmbătă spre duminică, da. Duminică, da, deci să nu uitați să aveți grijă la ceasuri, dragi ascultători. Deci, știi ce e interesant? Momentul maxim de eclipsă are loc la ora 23:24. Deci okay. Atenție la această oră, deci se poate face înapoi, deci să aveți grijă luni, vreau să mă corectez, să nu mergeți cu o oră mai repede la lucru, că e mai bine să dormiți decât exact. Să stați pe la lucru să așteptați, da. Deci uite că și universul ne oferă un dar, da, o oră în plus de somn. Da. Haideți să vorbim acum despre luna noiembrie, pentru că toată lumea e curioasă cum va arăta așa niște aspecte generale pentru luna noiembrie, ce ne puteți spune la nivel și de lume și de țară și pentru noi ca oameni, dacă în ce energie vom fi, vedem că lucrurile nu stau chiar așa de bine pe cât ne-am dori pe planetă, tot felul de conflicte între țări. Așa că nu cred că e o energie foarte bună, dar aștept să ne spuneți dumneavoastră și după aceea trecem la fiecare zodie în parte să vedem ce ne așteaptă. Da, o să prezint elementele care sunt evenimentele, apropo de ceea ce spuneai tu de conflicte. Da, este o perioadă mai conflictuală, l-avem pe Marte, războinicul zodiacului acasă la el în Scorpion. Și Scorpionul știi că este zodia morții și a renașterii. Și atunci cu Martele acesta în Scorpion mai avem de tras cel puțin până în 24 noiembrie, fiindcă Marte va mai rămâne în Scorpion până în 24 noiembrie și va agita spiritele, ne va duce în zona aceasta extremă, da, de transformare, de schimbare, zona aceasta și de moarte și renaștere, da? Dar asta este, nu avem ce face. Din păcate, acest conflict din Orientul Mijlociu a venit foarte prost, să zic așa, astral. A venit pe un climat astral foarte conflictual. A venit pe aceste eclipse care întotdeauna ele vin cu o perioadă mai dificilă, mai greu de suportat, de dus. Deci s-a plasat peste... Cumva că a venit... Când și planetele spuneau că ar trebui să vină, nu? Exact, cam despre asta este vorba și asta este, trebuie să ne adaptăm. Oricum, luna noiembrie, așa la modul general, este, să zic așa, plină de diverse ciudățenii, extreme. Soarele tranzitează oricum până în data de 22 noiembrie într-o poziție de forță, zodia Scorpion. Scorpionul este o zodie foarte puternică, fără compromisuri, deci nu vom face compromisuri. Este flancat de Marte, Soarele, am spus, în Scorpion. Și în același timp, atât Soarele cât și Marte vor urmări. Practic, Soarele va trece în Săgetător din 22 noiembrie și după aceea din 24 noiembrie și Marte va trece în Săgetător. Deci, practic, sunt pas la pas, da? Deci vor fi în aceeași cadență. Acum până în 10 noiembrie Mercur va fi și el în Scorpion, Mercur fiind planeta
comunicării, planeta socializării, a relaționării și vom fi mai dificil, mai vom comunica mult mai dificil, da, mult mai greu, mult mai profund, mult mai acid, ca să spunem așa. Adică nu vom face compromisuri, nu vom fi cum a fost Marte în balanță, hai cu diplomația, hai cu tactul, nu. Mercur în Scorpion spune tot ceea ce e de spus dintr-o bucată. Și mai avem și o lună nouă în Scorpion, un nou început în data de 13 noiembrie și practic la această lună nouă în Scorpion avem luna în Scorpion, în conjuncție cu soarele în Scorpion și mai avem și conjuncție este și cu Marte în Scorpion. Deci practic avem și aici o energie foarte, foarte puternică a Scorpionului și în același timp se face și o opoziție cu Uranus în Taur, surprize, da? Trebuie să fim atenți în această perioadă, dar poate să fie și un nou început, un nou restart, fiindcă o lună nouă ne dă un nou început, un nou restart, sub semnul unei acțiuni mai strategice, mai bine gândite, dar pot să apară și aceste surprize uraniene care ne scot din zona noastră de liniște și de confort. Și mai avem o a doua lunație în luna noiembrie, spre sfârșitul lunii, în 27 noiembrie, este o lună plină în Gemeni, la ora 11 și 16 la gradul 4.51, care de asemenea aduce aspecte strânse cu Marte. De data aceasta Marte este în Săgetător și este în conjuncție cu Soarele în Săgetător. Deci asta vreau să spun, că totuși Martele acesta este pas la pas în această lună cu Soarele și este o energie puternic masculină, o energie puternic yang, da? Care ne va agita destul de mult și va agita atmosfera, în special pentru axa mutabilă. Deci persoanele care au marcaje pe axa Gemeni, Săgetător, Pești, Fecioară, undeva planete, unghiuri, noduri între gradul 0, gradul 8, vor fi mult mai impactate. În același timp, zic eu că poate să fie și o lună relațională, dar să fim foarte, foarte atenți la modul general, la cum relaționăm. Da, de ce? Fiindcă Marte va fi în Scorpion, este puternic, este în domiciliu, este la el acasă, face ce vrea el, până în 24 noiembrie și Venus din 8 noiembrie intră în balanță, tot acasă la ea, tot puternică, tot face și ea ce vrea și practic avem așa un foc de artificii. Da? Este o întreagă secvență, un întreg spectru care poate să varieze de la apatie, la furie, la gelozie, la iubire pasională. Deci e un mix, o să fie un mix relațional și această sferă fiind activată de cei doi semnificatori care sunt în zodiile lor de demnitate, sunt foarte, foarte puternice, putem să ne așteptăm și la evenimente semnificative. Da? Din punct de vedere relațional. De exemplu, poate niște divorțuri spectaculoase, poate niște logodne sau căsătorii spectaculoase, deci totul la extremă. Undeva de la agonie la extaz. Da. Deci atenție, foarte mare atenție aș trage, să zic așa, sau aș pune un steguleț roșu la relații, să fim atenți, să ne abținem de la decizii impulsive, nechipzuite în relația cu partenerii. Și practic mai e ceva, începutul lunii noiembrie până la luna nouă în Scorpion este o perioadă mai imprevizibilă și mai spontană, fiindcă predomină foarte mult energia yin. Este o energie feminină, da? O energie a emoțiilor noastre. Avem 9 planete în energie yin și două planete în energie yang. Din 8 noiembrie Venus va începe să tranziteze zodia balanță și este bine fiindcă începem să avem până în 8 noiembrie nu avem nicio planetă în zodie de aer. Eu chiar am scris un articol pe Facebook în care am detaliat ce înseamnă acest lucru și cum să reacționăm, fiindcă este important să vedem cum stăm cu comunicarea, să fim foarte atenți cum comunicăm în această perioadă, fiindcă dacă nu avem nicio planetă în semn de aer, comunicarea poate să fie la fel, să fie
da. problematică, nu înțelegem, apar discuții, apar neînțelegeri, nu mai judecăm foarte bine, nu înțelegem lucrurile foarte bine, simțim că nu mai putem să mai asimilăm informațiile, poate suntem potopiți de emoții, având foarte multe planete în zodiile, vine peste noi tsunami de emoții și atunci putem să luăm lucrurile personal, să, ceea ce spun cei din jurul nostru, poate ca un sfat, ca o dojană, să o privim ca o critică, da? Și să ne conducă către emoții fluctuante, emoții neplăcute. Deci foarte, foarte atent, foarte mult să fim atenți la această perioadă până în 8 noiembrie. Da. Și în ultima decadă a lunii este posibil să simțim de asemenea o oarecare tensiune care ne provoacă anxietate, fiindcă avem niște aspecte mai tensionate, niște opoziții și niște quadraturi. Și trebuie să ne monitorizăm cu atenție situația noastră personală și să vedem fiecare mesaj, fiecare eveniment, să le privim cu foarte mare atenție, de să nu le privim cu superficialitate. Deci este o lună, așa ca să concluzionăm, destul de neconvențională, după părerea mea, în toate domeniile, o lună a contrastelor, dar în același timp, hai să vedem și jumătatea plină a paharului, este o lună care vine după sezonul eclipselor. Da? După am avut Venus retrograd, am avut Mercur retrograd, a fost sezonul eclipselor, deci din august am tot fost încercați. Da? Și hai să privim totuși, chiar dacă această lună este o lună mai non-conformistă, așa mai neconvențională, să o privim ca o lună în care lucrurile totuși încep să se mai detensioneze. Și mai ceva, cei care reacționează rapid la schimbări în această perioadă, fiindcă se vor produce schimbări, sfârșitul lunii va putea să fie foarte fructuos. Deci să profităm, mesajul final ar fi să profităm totuși de oportunitățile care ni le oferă, pe care ni le oferă această perioadă, fiind foarte flexibil, foarte adaptabil la tot ceea ce se întâmplă în viața noastră. Mulțumim frumos! Cum sună, Jessie? Bine, așa, cum ați încheiat. Da, dar totuși să fim atenți, să fim pe fază, să nu lăsăm nimic să ne ia prin surprindere, mai ales că am primit și ne faceți chiar acum aceste previziuni, așa că știm la ce trebuie să ne așteptăm, dar acum eu zic să o luăm, știți cum e, de la mare la mic și ajungem pentru fiecare zodie să vedem cum, exact. Cum exact. Va luna noiembrie pentru noi, ca să știm și mai accurate, se zice în engleză, cum se zice, mai corect. Clar. Cât mai corect, mai clar, da, avem nevoie de claritate, da, în luna asta. Da, păi hai să vedem fiecare zodie ce ne spune atmosfera astrală pentru fiecare zodie în parte. Începem cu zodia Berbec, dar berbecii au foarte multă energie, da? Au foarte multă energie, în special în prima parte a lunii, până în data de 24 noiembrie, fiindcă ei sunt susținuți de Marte, de guvernatorul lor care este în domiciliu, în Scorpion, fiindcă Berbecul are guvernator pe Marte, care și în același timp Marte este, se simte bine și în Scorpion. Și berbecii au această putere de a-și manifesta intențiile, dar în același timp să fie atenți berbecii, fiindcă pot să exceleze în tendințele obsesive pe care le au dacă doresc să li se întâmple ceva sau doresc neapărat ceva anume. Deci atenție la aceste tendințe obsesive. În același timp, berbecii trebuie să fie atenți la tensiunile din relații, la tensiunile din parteneriate, din relația de cuplu, fiindcă atmosfera aici poate să fie destul de inflamată. Și vorbesc, spun acest lucru, fiindcă Venus din 8 noiembrie intră în balanță și va aspecta foarte mult casa a șaptea, care este casa parteneriatelor, casa relațiilor de cuplu, casa colaborărilor, da? Și berbecii trebuie să fie foarte diplomați, de ceea ce le cere un efort suplimentar berbecilor ca să poată să facă acest lucru și să nu exacerbeze în discuțiile cu partenerii. Mercur intră în Săgetător
din 10 noiembrie și îi va ajuta pe berbeci să-și lărgească orizontul cunoașterii. Poate berbecii doresc acum să-și rezerve o călătorie, poate doresc să înceapă un curs sau să înceapă să scrie o carte sau să își deschidă un cont pe Facebook, pe YouTube, să activeze în această zonă de online. Deci foarte, foarte multă activitate, vor fi stimulați și se vor simți mai bine în domeniul comunicării. Luna nouă în Scorpion pe berbeci îi va afecta, să spun așa, în zona aceasta legată de finanțe. Este un moment pentru berbeci să-și pună intenții, să-și seteze intenții, să planteze semințe pentru a-și asigura în viitor, în următoarele 6 luni, independența financiară, abundența, succesul, să atragă aceste lucruri și pot să fac aceste lucruri prin puterea intenției. După 22 noiembrie, soarele intră în Săgetător și berbecii se vor simți mult mai bine, va fi soarele în aceeași vibrație de foc. La fel va intra și Marte în Săgetător din 24 noiembrie și atunci berbecii vor, cum să spun, vor bate din copite să plece. Da, poate vor dori să călătorească mai mult, să învețe mai mult, deci o deschidere mult mai mare a berbecilor. Și se încheie luna aceasta pentru berbeci cu luna plină în Gemeni, care are loc pentru ei în domeniul legat de învățare, de dezvoltare personală, modul de a gândi, deschiderea lor către lume și viață și experiențele de viață. Deci este o lunație importantă. Acesta a fost horoscopul pentru berbeci. Hai să vedem taurii. Taurii încă sunt în lumina reflectoarelor, scapă de această lumina reflectoarelor de-abia după 22 noiembrie, fiindcă până atunci mai au de muncit, da, taurii în domeniul relațional. Haideți, tauri, sunt așa un mesaj de încurajare, haideți un ultim efort, fiindcă se poate. În același timp, dragi tauri, atenție la sănătate, atenție la menținerea unui echilibru optim între muncă, între muncă și viață, fiindcă numai prin menținerea unei armonii și a unui echilibru puteți să performați la maxim și să vă simțiți bine. Mai ales că Venus este în balanță, este la ei în casa a șasea și îi ajută să lucreze pe această zonă, îi ajută să fie mai, să se simtă mai bine la serviciu, alături de colegi, alături de șef, să performeze mai bine și să se afirme, dar să fie atenți și la viața lor personală. Mercur intră în Săgetător și îi va ajuta pe tauri în domeniul acesta financiar, poate să-și gestioneze mai bine relațiile pe care le au cu asigurările, cu fiscul, poate în zona de împrumuturi, poate găsesc o refinanțare, o rescadențare a unor împrumuturi, deci pot să gândească mai dintr-o altă perspectivă, să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă. Luna nouă în Scorpion din nou vine pe tema relațională la tauri, nu este ușoară această lună din punct de vedere relațional, dar acum ei pot să își seteze noi intenții legate cei care sunt singuri, poate de un nou partener. Cum să fie acel partener, cum își doresc să-l simtă pe acel partener, dacă sunt într-o relație, o nouă dimensiune a relației și o nouă etapă în relație. După 22 noiembrie, pentru taurie, odată cu intrarea soarelui în Săgetător, intrarea lui Marte din 24 noiembrie, se va activa foarte mult domeniul financiar și domeniul intimității. Deci atenție, fiindcă taurii s-ar putea să, în special taurii care sunt într-o relație de cuplu sau și taurii care își găsesc o relație, să dorească mai multă intimitate, să exploreze mai mult această zonă a taburilor sau pot să se apuce să învețe, da, să învețe în domeniul acesta al științelor ezoterice, mă refer la astrologie, numerologie, tarot, feng shui sau orice alt domeniu. Și încheiem această lună noiembrie pentru tauri cu luna plină în Gemeni,
care va veni foarte frumos la ei pe axa financiară, pe casa a doua, care este casa banilor, casa stimei de sine. S-ar putea ca taurii acum chiar să culeagă roadele, da? Să primească poate un bonus, să primească o mărire de salarii, de salariu, sau să fie la un loc să-și schimbe locul de muncă unde vor câștiga mai mulți bani, sau au șansa acum, dacă nu și-au rezolvat teme, dacă nu au lucrat cu ei pe acest domeniu al stimei de sine, al aprecierii pe care o au, al prețuirii față de ei, să lucreze acum cu aceste tipare limitative, poate tipare pe care le-au moștenit, tipare transgeneraționale sau chiar tipare pe care le au din această viață, ca să poată să-și mai schimbe, să spun așa, din modul de a privi ce înseamnă prosperitate, abundență, și să câștige mai mulți bani, să se simtă mai bine în siguranță și confort. Hai să vedem zodia Gemeni. Pentru Gemeni, în primul rând, le-aș atrage atenția gemenilor, mai ales că ei în general sunt o zodie de aer și au probleme de respirație, să fie atenți în această lună noiembrie, care este o lună mai dificilă așa în această zonă legată de sănătate, la răceli. În special la răcelile legate de aparatul respirator până în data de 22 noiembrie. Și ce le recomand, eu nu sunt medic, nu mă erijez în medic, dar le recomand, le spun ce fac și eu, să se imunizeze în această perioadă. Este perioada cea mai bună, octombrie-noiembrie, cu suplimente alimentare, vitamine, prevenție, deci pot să se ducă la medic, la medicul de familie. Sunt atâtea informații și le recomand să facă ceva, să nu aștepte să vină răceala peste ei. Mai pot să mai apară anumite provocări în domeniul sentimental și practic gemenii acum simt așa nevoia să zburde, să zboare ca fluturașii, și să vedeți, dragi gemeni, cum răspundeți la aceste provocări, fiindcă aveți această tendință de a zbura din floare în floare, din relație în relație, și vedeți cum abordați această problemă, fiindcă puteți să fiți mai duplicitar, mai dual în relații, puteți să fiți descoperiți de parteneri și să apară o serie de probleme. În fine, cei care au copii se pot bucura de realizări din partea copiilor și pot trăi momente de bucurie alături de ei, fie, nu știu, câștigă un concurs, ia o notă bună. Orice lucru pe care copiii îl realizează pentru părinți este o mare bucurie. Acum Mercur intră în Săgetător, va fi Mercur în opoziție cu zodia gemenilor, îi va provoca, fiindcă Mercur este și guvernatorul gemenilor, vă dați seama, și le cere gemenilor să aibă o nouă perspectivă, să se uite dintr-o altă perspectivă unde la relații. Deci aici zic eu că este un punct nevralgic pentru gemeni în această lună. Atenție cum își gestionează relațiile, atenție cum comunică cu partenerii, atenție la vorbele pe care le spun, la minciunile pe care le spun, da? La lucrurile pe care doresc să le ascundă, fiindcă ele pot să iasă la iveală și atunci apar complicațiile. În 13 noiembrie, luna nouă în Scorpion îi ajută pe gemeni să-și seteze intenții noi legate de muncă și de sănătate. De exemplu, dacă gemenii nu se mai simt bine la locul de muncă, dar simt că acel loc nu-i mai reprezintă, șeful nu este alături de ei, colegilor nu mai rezonează cu ei, pot să-și pună intenția acum de a-și găsi un nou loc de muncă, da? În același timp se pot pune intenții și legate de starea de sănătate, de un nou stil de viață, de un nou regim de viață pentru următoarele 6 luni. Deci profitați de această lună nouă în Scorpion, care este foarte, foarte puternică, vă duce până în profunzimea lucrurilor. După 22 noiembrie, soarele intră în Săgetător și cu soarele în Săgetător, pentru gemeni din nou se activează casa relațiilor, deci v-am spus, un domeniu sensibil în această perioadă, devine mai sensibil după data de 22 noiembrie, mai sensibil și după 24 noiembrie când Marte intră în Săgetător, deci pot să apară o serie de
probleme legate de relații, v-am spus, modul în care comunicați cu partenerul, lucrurile pe care le ascundeți partenerului, o serie de duplicitate în relațiile parteneriale pot să fie descoperite și puteți să aveți probleme. Și în noiembrie, 27 noiembrie, cu luna nouă în Gemeni, sunteți fericiți, dragi Gemeni, este luna voastră, este luna plină a voastră în Gemeni. Are loc, bineînțeles, la voi acasă și vă va ajuta să materializați o serie de proiecte, activități pe care vi le-ați setat ca intenții la luna nouă în Gemeni de acum 6 luni de zile, sau să vedeți dacă mai sunt lucruri de eliberat sau lucruri de care nu mai aveți acum nevoie. Racii. Hai să vedem răcușorii ce fac. Ei sunt provocați, racii, în relațiile romantice. Vor fi provocați foarte mult în iubire, în relația cu partenerul romantic până în 22 noiembrie. Și s-ar putea chiar să lase, atenție, racii care sunt destul de harnici așa și își văd de treaba lor, chiar să lase lucrurile neterminate pentru a se distra cu iubitul, cu iubita, sau să plece într-o escapadă așa, intempestiv, da? Poate să fie și o lună în care racii să se gândească la asumarea unor responsabilități în cuplu. O logodnă, o cerere în logodnă, căsătorie, sau să simtă nevoia să facă niște schimbări acasă, la ei, în mediul lor locativ, care să le aducă mai multă frumusețe și rafinament, fiindcă Venus va tranzita zodia Balanță și atunci racii vor fi în elementul lor acasă. Racii se simt foarte bine acasă, în familie, în casa lor, și cu Venus în Balanță totul va înflori și ei vor dori să își facă casa lor un adevărat rai. Mercur intră în Săgetător în 10 noiembrie și din 10 noiembrie racii vor avea mai multă disponibilitate să relaționeze, să comunice la serviciu, cu partenerii, vor mai avea mai multă inițiativă, își vor spune punctul de vedere, deci vor avea acest curaj de a spune punctul de vedere, de a comenta. Atenție la comentariile pe care pot să le facă în relația cu șefii, atenție și la modul în care, tonul în care discută cu colegii. Deci mintea lor poate să fie foarte activată, chiar să aibă niște idei importante, niște idei bune care să-i pună în valoare în relația cu colegii lor. Luna nouă în Scorpion din data de 13 noiembrie îi va agita așa pe raci în acest domeniu legat de iubire, iubire romantică, creativitate, talente, chiar copii. Pot să-și pune intenții, poate, pentru cei care își doresc un copil. Acum este momentul să-și pune intenții pentru un copil care poate să vină pe lume cu voia și a lui Dumnezeu. În același timp pot să-și pună intenții, poate legate de un nou proiect creativ, poate legate de o nouă relație de iubire, un nou partener romantic, deci au multe teme la dispoziție pe care le pot accesa. După 22 noiembrie lucrurile se agită la serviciu, soarele intră în Săgetător, din 24 noiembrie va intra Marte în Săgetător, racii vor prelua și acest tempo al acțiunii, deci vor acționa mai mult dacă vor să facă niște schimbări, ei chiar le vor putea iniția acum. Vor putea să facă schimbări în ceea ce fac ei. Poate vor începe niște cursuri care să-i ajute la locul de muncă, da? Să câștige mai multă notorietate, să câștige și mai mulți bani, sau pot să facă o serie de schimbări, de soarele fiind în acest domeniu legat de muncă, legat de serviciu. Ei se vor pune în valoare și atenție, dacă nu vor fi valorizați, dacă nu vor fi apreciați, dacă nu vor fi lăudați, s-ar putea să schimbe macazul și s-ar putea să-și caute de lucru. Racii încheie această lună noiembrie cu luna plină în Gemeni din 27 noiembrie, care are loc la ei în casa 12. Această lună plină în Gemeni îi pune pe gânduri. De fapt, îi ajută să
stea de vorbă cu ei înșiși, să aibă acest dialog interior cu ei, să vadă ce mai au de eliberat, ce mai au de curățat, să înțeleagă la nivel spiritual anumite lucruri care li s-au întâmplat în viața lor și să vadă ce au de făcut mai departe. Hai să vedem leii acum. Leii până în 22 noiembrie pot să aibă probleme, atenție aici, pot să aibă probleme acasă cu unul din părinți. Da, probleme de sănătate. Nu sunt probleme grave, dar știți cum e. Aceste probleme de sănătate, de asistență, vă pot bloca din timpul vostru liber, vă strică planurile, pot să apară tensiuni, pot să apară frici, da? Care, bineînțeles, toate aceste lucruri vă pot frustra. În același timp este și o lună a comunicării. Trebuie să învățați să comunicați într-un registru mai armonios și veți putea să faceți acest lucru mult mai diplomat, fiindcă veți putea în această lună să țineți cont după 8 noiembrie, când Venus intră în balanță, și de ceilalți. Și să nu vă gândiți numai la voi, da? Leii sunt mai egocentrici de obicei, se gândesc foarte mult la ei, la propria lor persoană, la propriile lor interese, dar de data aceasta vor putea să fie puțin mai diplomați, mai cu tact și vor putea să se gândească și la ceilalți. Haideți, dragi lei, fiindcă se poate să faceți acest lucru. Mercur intră în Săgetător. Și bineînțeles îi va agita pe lei, Săgetătorul cu leu fac un trigon de foc, deci totul va fi în această energie a pasiunii, vor comunica lei mult mai pasional, unde credeți? În casa iubirii, în domeniul iubirii, deci vorbe de iubire, da, vor fi mult mai fermecători, da, mult mai vrăjitori, ca să spun așa, în relațiile de iubire, vor convinge poate partenerii sau partenerele de intențiile lor. Și se vor pune, bineînțeles, în primul rând ei în valoare. Luna nouă în Scorpion vine pentru lei într-o poziție, să spun așa, mai de tensiune în casa a patra. Lei vor fi scoși din zona de confort, fiindcă vor trebui să facă niște schimbări. Această lună nouă în Scorpion vine cu o serie de schimbări. La pachet, nevoia de a implementa ceva nou, de a sădi niște semințe pentru alte proiecte noi. Și aceste proiecte noi sunt legate de casă, poate de situația locativă. Spre exemplu, lei pot să primească un nou job, un nou serviciu și atunci este momentul să decidă ce fac, dacă mai rămân în vechea locație sau dacă acceptă oferta, dacă se mută într-o altă locație, la un alt serviciu, într-un alt oraș, într-o altă țară. Da? Este o tensiune aici pe care pot să o rezolve setându-și intenții, intenții de claritate. Eu așa le-aș recomanda leilor să își seteze aceste intenții de claritate ca să capete claritate și să aleagă cea mai bună soluție pentru ei. După data de 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, din 24 noiembrie Marte intră în Săgetător și va potența, să spun așa, energia leilor, energia activă, energia sexuală, energia de iubire, energia creativă, tot ce ține de creativitate, da? Și leii vor da tot ce este mai bun din ei. Vor fi pe scenă, vor fi prezenți peste tot, vor avea această energie de a susține tot ce ține de iubire, de creativitate și vor fi foarte prezenți, mult mai prezenți lei care au copii în relația cu copiii lor. Vor fi și ei din nou copii, da. Și ultimul eveniment pentru lei, luna plină în Gemeni din 27 noiembrie, este un moment bun, un moment cu care lei rezonează bine. Are loc în casa 11-a, practic lei vor culege niște roade de pe urma unor colaborări, poate colaborări cu prietenii, cu colaborări cu comunitatea din care fac parte, grupul de prieteni sau grupul, echipele de lucru din care fac parte sau chiar pot să-și rezolve niște lucruri pe care și le-au setat acum 6 luni de zile, da?
planurile, și-au făcut niște planuri de viitor și acum aceste planuri se pot împlini. Dacă nu s-au împlinit aceste planuri, atunci să vadă care au fost cauzele, da? Și să lucreze pe aceste teme. Hai să vedem Fecioara. Fecioara în luna noiembrie, în prima parte a lunii, perfecționismul Fecioarei îi va aduce pe ceilalți la exasperare. Da? Deci va fi, vor fi așa, nu vor face compromisuri și fecioarele vor vrea ca totul să fie perfect. Acum, dacă doriți să învățați, veți avea foarte mult spor, dar puteți să intrați și în acea stare în care simțiți că nu veți putea în această viață să aprofundați tot ce doriți, da? Așa că nu intrați în panică. De aici vine această frică a fecioarelor că nu pot să termine tot ce au de făcut, nu înțeleg adevărul, fiindcă chiar nu se poate. În același timp, fecioarele în această lună pun reflectorul foarte mult pe aspectele financiare. Trebuie să-și facă ordine în domeniul financiar, da? Să-și facă ordine în buzunar, în buget, în portofel, să-și pregătească liste de cheltuieli, fiindcă fecioarele sunt foarte bune la aceste checklist-uri, bugete de venituri pentru a înțelege cum să-și direcționeze banii pe care îi câștigă. S-ar putea să aibă o serie de cheltuieli mai importante de făcut și atunci întotdeauna trebuie să vedem care sunt sursele de venit și cum ne împărțim acești bani. Până în data de 8 noiembrie, Venus este acasă, da? În zodia fecioară, deci practic fecioarele vor fi mai atente la modul în care arată. Da, la modul în care arată, la cum se îmbracă. S-ar putea ca fecioarele chiar să ia decizia să se ducă să mai schimbe lucruri din garderobă, să schimbe lucrul, ceea ce se întâmplă mai rar, da? Și după data de 8 noiembrie, Venus va intra în balanță și va ajunge aici în casa a doua, în casa banilor, casa stimei de sine. Deci fecioarele vor fi foarte atente la domeniul acesta financiar, ceea ce le va ajuta foarte mult în banii pe care trebuie să-i repartizeze sau investițiile pe care trebuie să le facă. Mercur intră în Săgetător din 10 noiembrie, da? În fine, este pentru fecioare acest Mercur în Săgetător, vine pe casa a patra, poate să aducă o serie de conflicte, o serie de discuții în familie, cu membrii de familie, poate niște lucruri cu care nu sunt de acord, poate vor să schimbe ceva legat de poziția lor în familie, da? Dar discuții, vorbe, asta este. Din când în când nu suntem numai lapte și miere, dar este bine să ne spunem punctul de vedere, da? Și să punctăm lucrurile care nu ne convin. Luna nouă în Scorpion pentru fecioare va veni pe casa a treia, deci fecioarele au liber la a-și seta intenții legate de comunicare, legate de modul lor de a relaționa, poate doresc o nouă zonă la serviciu legată de contracte, noi oferte, modul în care să se prezinte în relația cu ceilalți, modul în care să vorbească, poate să înceapă noi cursuri, deci au foarte, foarte multă treabă și cu siguranță că fecioarele vor profita de acest context astral care este în rezonanță cu energia lor. După data de 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător, intră și Marte în Săgetător și din nou se activează această energie a casei a patra, casa de familie, relațiile de familie, dar multă agitație în familie, s-ar putea să fie schimbări, mutări, deplasări, poate chiar evenimente, lucruri care s-ar putea ca pentru fecioare să fie destul de obositoare, destul de solicitante, dar e nevoie și de aceste lucruri. Și în ultimul eveniment, luna plină în Gemeni, care va avea loc în data de 27 noiembrie, pentru fecioare va aspecta domeniul carierei și fecioarele s-ar putea să culeagă roade. S-ar putea să primească o nominalizare, da, în același timp să primească un nou loc de muncă, un post
prin care să avanseze sau să fie numiți, să promoveze într-un alt departament, să primească mai mulți bani, să aibă o relație mult mai bună cu persoanele influente care le ajută în zona carierei. Deci foarte mult focus pe domeniul carierei și s-ar putea ca ele să culeagă chiar roadele. Deci mult succes, mult pot să aibă fecioarele în carieră în această perioadă. Dacă nu se întâmplă acest lucru, să vadă ce le blochează și să lucreze cu aceste blocaje. Haideți să vedem balanțele. Ce se întâmplă cu balanțele? Până în 22 noiembrie este o problemă în care balanțele se vor concentra pe problemele materiale. Adică de unde câștigă banii, dacă le place balanțelor, ce fac, cum își cheltuie banii, ce planuri de investiții sau de economisire au și dacă, dragi balanțe, dacă a simțit până acum că banii așa i-ați câștigat, dar se tot scurg printre degete, este o bună perioadă de evaluare a situației voastre financiare. Acum, în luna noiembrie, sunteți mângâiați și de această energie venusiană care este la voi acasă, da, Venus este în balanță, e la voi acasă în domiciliu și aveți și timp, da, aveți timp să vă schimbați locul, garderoba, aveți timp pentru noi idei de afaceri și aveți timp să vă gândiți la acele mentalități care vă autosabotează. Așa că sunteți cele mai frumoase, sunteți cele mai bune, cele mai inteligente, nu-i așa? Acum Mercur intră în Săgetător din 10 noiembrie, intră în domeniul comunicării, veți comunica mai mult, vă veți simți mult mai bine, vă veți simți în largul vostru, balanțelor le place să vorbească foarte, foarte mult, să asculte, să asculte pe ceilalți, să asculte punctul de vedere al celorlalți, să interacționeze. Da? Deci veți fi în elementul vostru și vă veți simți foarte, foarte bine. Luna nouă în Scorpion pentru balanțe va veni cu acest focus, cu această posibilitate de a vă seta noi intenții legate de partea materială. Deci dacă doriți să câștigați mai mulți bani, dacă doriți să vă schimbați jobul, dacă doriți să vedeți ce puteți să faceți cu mai multă pasiune, cu mai multă atracție, puteți acum să vă setați aceste intenții. Este momentul cel mai bun de a vă potența domeniul financiar. Soarele intră în Săgetător din 22 noiembrie, Marte din 24 noiembrie intră și el tot aici în Săgetător. Vor amprenta casa a treia, casa comunicării. Deci relațiile balanțelor cu cu prietenii foarte apropiați, care sunt ca frații și surorile, cu frații, cu surorile, cu verișorii, cu cumnații, cu cumnatele, da? Cu persoanele apropiate din viața voastră vor înflori. Deci va fi mare agitație, da? Și vă veți și deplasa, veți face deplasări la rudele voastre, veți face deplasări sau deplasări în jurul casei pentru a vă rezolva diferite probleme. Deci destul de agitată această perioadă după data de 22 noiembrie, dar vă veți simți bine, vă veți simți în largul vostru, fiindcă veți relaționa, veți socializa cu cei dragi și atunci tot acest lucru vă va încărca cu energie. Și ultimul eveniment din luna noiembrie pentru balanță este luna plină în gemeni. Luna plină în gemeni are loc în casa a noua, este casa care vă arată sau vă ghidează în legătură cu sistemul de credințe și sistemul de convingeri. Deci această lună plină în gemeni vă poate releva niște schimbări, un nou sistem poate de credințe, de convingeri pe care l-ați tot la care ați tot lucrat în ultimele 6 luni, noi modalități de abordare, o nouă înțelegere a lucrurilor, o nouă perspectivă, da? Și puteți să vedeți că acum înțelegeți lucrurile altfel și lucrul acesta vă va bucura și vă veți simți voi mult mai bine în pielea voastră și în același timp veți simți că aveți un alt sens. Simțiți această viață, viața curge așa, într-un alt sens și poate chiar într-o altă direcție.
Scorpionul este vedeta. De aici m-am oprit, fiindcă este vedeta acestei luni. Și, practic, scorpionii sunt forțați în această lună să facă un pas. Să facă un pas înainte, să iasă în față, să lanseze noi proiecte, să caute recunoaștere și vizibilitate. Pe scorpionii va interesa în această lună mult mai mult cum arată, ce impresie fac celorlalți și cât de vizibil sunt. Este o lună a contrastelor, în care chiar dacă scorpionii sunt împinși să facă un pas în față, au și momentele lor de reflecție, de introspecție, de analiză, de a judeca la rece și de a schimba lucrurile acolo unde nu merg. De ce? Fiindcă scorpionii sunt acei maestri care merg în profunzimea lucrurilor. Numai că în această lună vor merge în profunzimea lucrurilor scorpionii cu mai multă eleganță și mai mult tact, fiindcă din 8 noiembrie Venus intră în zodia Balanță și va sta până la sfârșitul lunii aici. Din 10 noiembrie Mercur intră în Săgetător pentru scorpioni și va ajuta pe scorpioni. Îi va ajuta pentru să capete noi idei, noi idei de afaceri, noi idei de a se pune în valoare, noi idei de a-și căuta locuri de muncă, noi pasiuni sau un nou mod de a câștiga mai mulți bani și în același timp de a pune reflectorul pe ei și de a se prețui, de a se valoriza, de a se iubi. Luna nouă în Scorpion vine mânușe pentru Scorpion, vă dați seama, este cea mai importantă lună, lunație pentru Scorpion din acest an, are loc la gradul 20-44, bineînțeles are loc pe casa întâi și, dragi Scorpion, puteți să vă puneți intenții legate de vitalitatea voastră, de sănătatea voastră, pentru o mai bună sănătate, o mai bună vitalitate, pentru o viață mai bună, pentru relații mai bune, pentru noi proiecte, pentru o mai bună vizibilitate. După data de 22 noiembrie, când soarele intră în Săgetător, din 24 noiembrie Marte intră în Săgetător și din nou va fi această casa a doua foarte, foarte aspectată, toate reflectoarele vor fi pe partea de bani, de scorpioni vor fi fixați, da, cu ochii pe bani. Le place acest lucru. Ce să spun, scorpionii sunt cei care și atrag banii, atrag abundența, atrag prosperitatea și prin modul în care ei pot să-și co-creeze viitorul, deci ei sunt, au o gândire foarte puternică și atunci au acest mediu creat, acest context creat pentru a lucra mult mai bine și a primi în același timp și recompense, bonusuri, măriri de salarii sau de a găsi noi căi de a-și spori resursele financiare. Și ultimul eveniment din această lună pentru Scorpion, luna plină în Gemeni, la fel pentru Scorpion va fi această lunație, e foarte interesantă, pe tot pe axa financiară, dar de data aceasta în opoziție cu casa a doua, va avea loc în casa a opta. Deci s-ar putea ca scorpionii să vadă ce au putut să materializeze din punct de vedere investițional, da? Cum și-au plasat banii, care au fost banii care au venit de la ceilalți, de exemplu poate niște bani din asigurări pe care îi așteptau sau poate niște rambursări de la fisc sau niște bani reprezentând pensii alimentare care la fel erau așteptați. Deci pot să se bucure de aceste lucruri, în același timp pot să se bucure și de un moment de mai mare intimitate, în zona aceasta legată de relații intime, de sexualitate sau, dacă interesează partea aceasta, zona ezoterică, de mai multă cunoaștere. Săgetătorii. Haideți să vedem. Pentru săgetătorii până în 22 noiembrie este o perioadă de retragere. Deci săgetătorii care ei sunt tot timpul deschiși, sunt agitați, vor să călătorească. Este o perioadă în care sunt asemeni, eu i-am asemănat, asemeni fluturelui care stă în cocon, deci asemeni crisalidei, fiindcă au nevoie de acest timp să rumege, să întoarcă lucrurile pe toate fețele, să demareze poate un proiect în spatele scenei, să-și facă curățenie în gândurile lor, în ideile lor, în emoțiile lor, în mediul lor, acasă și la serviciu, chiar curățenie fizică este recomandat. Și pentru săgetători este o lună în care trebuie să joace la două mâini, da? Ca să vorbim așa ca în termenul acesta, da? Ca la jocul de cărți.
săgetătorii se vor simți mai slăbiți din punct de vedere energetic, da? Și atunci au nevoie de odihnă. Însă, în același timp, nu vă odihniți prea tare. Și fiindcă puteți să glisați toată această energie către victimizare și către ipocondrie. Soluția este, pe care eu vă recomand, să vă faceți timp, să vă rezervați timp și pentru a socializa, a vă întâlni cu prieteni dragi, cu colegi de serviciu, de școală, de facultate, să faceți networking pentru a fi puși la punct cu ultimele noutăți din domeniile voastre de interes. Deci ieșiți și în lume. Aveți nevoie și de liniștea voastră interioară, dar ieșiți și în lume. Mercur intră în săgetător, deci ajunge acasă la voi din 10 noiembrie. Începeți deja lucrurile, se văd altfel, începeți să comunicați mult mai deschis. Deja puteți să pregătiți, să vă pregătiți să vă lansați noile proiecte. Luna nouă în Scorpion are loc în data de 13 noiembrie și este o lună foarte magică, foarte ezoterică, în care vă veți pune niște dorințe foarte personale, da, pentru a înțelege niște lucruri mai bine, pentru a vă vindeca, pentru a găsi niște soluții și de vindecare. Iar după 22 noiembrie, soarele ajunge la voi acasă, Marte ajunge din 24 noiembrie la voi acasă, bucurie mare, petrecere, da? Vă veți simți foarte energizați, foarte puternici și veți fi în elementul vostru, ce să zic, noi proiecte, veți călători foarte mult, în același timp vă veți schimba poate locul, veți dori să faceți niște schimbări, atenție cum vă cheltuiți banii, fiindcă aveți intent, aveți această predispoziție de a merge să vă cumpărați haine, lucruri noi, da? În acest entuziasm, da? Care vă cuprinde. În 27 noiembrie avem o lună plină în Gemeni, este în opoziție cu zodia voastră. Este un moment, să zic așa, mai delicat pentru voi, fiindcă are loc în domeniul relaționării. S-ar putea ca să se tranșeze niște lucruri cu ocazia acestei luni pline în Gemeni. De exemplu, dacă sunteți într-o relație care scârție, s-ar putea ca această relație încet încet să se destrame. Lăsați să plece lucrurile care nu mai merg. Dacă sunteți într-o relație ok, care vă stimulează și vă place, mergeți mai departe, intrați într-o nouă etapă. Deci este o perioadă în care puteți să faceți niște curățări, niște eliberări din punct de vedere partenerial și al relațiilor. Hai să vedem Capricorni. Pentru Capricorni, până în 22 noiembrie, Capricornii vor fi mai vizibili în grupuri, în comunități, alături de prieteni. Fiindcă Capricornii au nevoie de socializare. Capricornii să nu uite, trebuie să iasă în lume. Asta este treaba lor în luna noiembrie. Au nevoie să se întâlnească poate cu persoane influente care să le furnizeze informații, persoane de care poate au nevoie sau să facă cunoștință cu persoane de interes care îi pot ajuta în viitor. Adică să se gândească așa când se întâlnesc cu anumite persoane și la aceste proiecte cu bătaie lungă la care se gândesc. Este o perioadă propice să își facă planuri pentru carieră, pentru avansare, pentru schimbarea locului de muncă, poate schimbarea industriei în care activează, folosirea relațiilor acestea de care am vorbit cu persoanele influente sau cu autoritate pentru a-i propulsa pe Capricorn în direcția dorită. De ce? Fiindcă uneori mai avem nevoie și de un ghiont, nu? Mercur intră în Săgetător în 10 noiembrie și uite că îi pune puțin pe Capricorn pe gânduri, au nevoie și este o perioadă foarte bună de a rumega lucrurile, de a încerca să înțeleagă niște aspecte, niște lucruri, niște informații pe care le-au primit și să le proceseze și să-și pregătească noi proiecte, fiindcă ei tot timpul sunt pregătiți pentru să escaladeze noi culmi, noi să urce pe o nouă stâncă. Luna nouă în Scorpion din 13 noiembrie pentru Capricorn îi va ajuta să își pună noi intenții, să-și seteze noi intenții legate de interesele lor în cercurile de prieteni, în echipele de lucru, în grupurile de interese,
în relațiile lor cu prietenii și legate de planurile lor de viitor. După 22 noiembrie, practic soarele intrând în Săgetător și după 24 noiembrie Marte intrând în Săgetător, le dă capricornilor această nevoie de a-și pregăti foarte, foarte temeinic următoarea perioadă, fiindcă peste o lună de zile va intra soarele la ei acasă, va ajunge în zodia lor și au nevoie și ei de această perioadă de bilanț. De bilanț, să înțeleagă ce s-a întâmplat într-un an aniversar, să-și pregătească planul de bătaie, da, pentru noul an aniversar. Le recomand capricornilor în această perioadă să se ducă la astrolog, da, și să-și facă și revoluția solară, dacă știu unde vor fi cu ocazia zilei lor de naștere, ca să vadă, să aibă niște detalii în plus, să aibă o ghidare pentru următorul an aniversar. Și atenție pentru Capricorn și la tranzitul lui Pluto, care este foarte, foarte important, fiindcă el va aduce foarte multă schimbare și transformare, în special în aceste ultime două luni din acest an. Hai să vedem vărsătorii. Prima parte a lunii vărsători, dragi vărsători, veți ieși în față. Vă veți manifesta autoritatea, veți predica asemenea unui guru, da, care vede lucruri în viitor. Lumea se va uita cu gura căscată la voi. În același timp, gândurile voastre zboară către tărâmuri îndepărtate, către țări exotice, către vacanțe, către relaxare și practic puteți să găsiți și căutați, dar și găsiți niște oferte de nerefuzat. Adică acele plești, acea pleașcă, acele last minute pentru sărbătorile de iarnă și veți fi foarte, foarte, foarte fericiți. Mercur intră în Săgetător în casa prietenilor, în domeniul prietenilor, în domeniul planurilor de viitor. Puteți acum să deja să visați așa cu ochii deschiși la poate la următoarele, la planurile de viitor pe care le aveți pentru următorul an, la ce doriți să faceți. Mercur în Săgetător vă va ajuta să vă extindeți orizontul, da? Să priviți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Este foarte benefic pentru voi. Luna nouă în Scorpion are loc pe casa carierei, da? Vă ajută să vă setați intenții, dacă doriți să vă schimbați cariera, dacă doriți să vă schimbați locul de muncă, dacă doriți să evoluați, să urcați pe treptele carierei aici unde sunteți, da? Dacă doriți să schimbați, să vă schimbați poate domeniul în care lucrați, deci tot ceea ce doriți să faceți nou în carieră, puteți acum să plantați aceste semințe ale intențiilor care se vor materializa în următoarea perioadă de 6 luni de zile. Din 22 noiembrie, soarele intră în Săgetător, Marte va intra și el în Săgetător din 24 noiembrie și mult focus, multă atenție și concentrare pe domeniul prietenilor, domeniul comunităților, deci veți fi mai activi în comunități, poate și în activitățile acestea de binefacere, în activitățile în care ajutați persoane defavorizate și în același timp veți fi cu focus pe planurile voastre de viitor. În general, vărsătorii privesc dincolo de esența lucrurilor, dar ei sunt capabili să se extrapoleze, așa cum se spune, în viitor. Și este o perioadă foarte bună pentru ei după 22 noiembrie să facă acest lucru. Luna plină în Gemeni îi va ajuta să materializeze poate o relație de iubire pe care au început-o acum în această perioadă, în ultimele 6 luni de zile. Sau poate un nou mod de a comunica în relația cu copiii. Da? Deci foarte, sunt niște lucruri bune care se pot întâmpla acum pentru voi, dragi săgetători, cu ocazia acestei lunații, care vine în armonie în acest trigon de aer cu zodia voastră. Și hai să vedem și ultima zodie, dar nu cei din urmă, peștișorii. Pentru pești, până în 22 noiembrie, în energia susținătoare a Scorpionului, veți fi mai intuitivi, da? Va crește la pătrat intuiția, veți fi mai conectați cu tot ceea ce studiați, cu tot ceea ce învățați. În special dacă vorbim de aceste lucruri ezoterice, aceste lucruri spirituale,
veți fi atrași către noi orizonturi, poate pentru a călători chiar acum, în această perioadă, în această lună. Poate să fie o lună bună pentru pești să călătorească, dar puteți în același timp să vă și planificați o deplasare în viitor. Nu vor lipsi compromisurile, compromisurile afective, compromisurile în domeniul financiar. Venus intră în balanță și fiind în balanță vine cu compromisuri, vine cu indecizii, da? Dar priviți aceste compromisuri, aceste indecizii ca sarea și piperul dintr-o mâncare, da? Îi dă gust mâncării. Partenerul vostru poate să vină cu anumite surprize legate de intimitate, legate de banii câștigați, care vă pot lua prin surprindere. Din 10 noiembrie, Mercur intră în Săgetător, va pune accent pe domeniul carierei, vă va provoca, de fapt, fiindcă peștii cu Săgetătorii sunt în quadratură, deci vă va provoca să ieșiți în față, să vorbiți, să ieșiți pe scenă, să comunicați, poate să reprezentați imaginea firmei voastre, da? Deci, sau poate să călătoriți în străinătate, să mergeți la o conferință, la un eveniment sau la un curs sau să accesați un curs online care vă va deschide cu totul acest orizont al cunoașterii, vă va expanda tot ceea ce ține de zona aceasta de spiritualitate. Luna nouă în Scorpion este un moment în 13 noiembrie, un moment bun de asemenea de a vă extinde acest orizont al cunoașterii, puteți acum să vă puneți intenții legate de noi călătorii, de un nou sistem de credințe, de convingeri, de poate de noi modalități de, nu știu, de a vă educa, să găsiți noi cursuri, poate să începeți să scrieți o carte. Sunt multe lucruri pe care puteți să le faceți. Din 22 noiembrie soarele intră în Săgetător, din 24 noiembrie intră Marte în Săgetător și vine la pachet așa cu foarte multă energie, poate cu multă presiune pe domeniul acesta legat de carieră, de vizibilitate. Sunteți forțați să ieșiți în față, sunteți forțați să performați, să oferiți tot ce aveți mai bun în voi. S-ar putea foarte mult accent să fie în această perioadă pe relațiile cu străinătatea, să vă meargă foarte bine în aceste relații pe care le aveți cu străinătatea. Poate chiar vă că aveți o relație pentru femei, da? Casa a 10 este și casa legată de relația de căsătorie. Poate vă schimbați numele, poate vă căsătoriți, da, cu o persoană din străinătate. Deci totul este posibil, este deschis. Și ultimul eveniment pentru pești, în 27 noiembrie, este luna plină în Gemeni, care are loc acasă la voi, în casa voastră. Și poate să vă aduc o serie de împliniri, poate v-ați cumpărat o casă și ați încheiat cu amenajarea. Uite, eu pot să spun lucrul acesta, că am finalizat, să spun, de-abia acum, după atâtea luni, de când din luna mai, de când m-am mutat, am închis, acum am încheiat așa cu amenajarea casei și în sfârșit mă simt și eu acasă, mă simt bine, este o adevărată împlinire pentru această perioadă, care n-a fost ușoară, a fost mai dificilă. Sau puteți să luați o serie de decizii. Dacă nu ați fost foarte hotărâți și totuși sunteți presați în carieră să faceți niște schimbări de domiciliu, acum este momentul să le faceți. Cam astea au fost, Jesse, previziunile pentru luna noiembrie, da? Treabă, da. Pentru toate zodiile. Da, avem de lucru. Îți mulțumim, Luminița, pentru aceste previziuni foarte detaliate, iată, pentru că ne-ai spus multe lucruri interesante la fiecare zodie, ai luat-o și pe fiecare, în funcție de fiecare eveniment important din această lună, și îți mulțumim încă o dată și te mai așteptăm cu drag să vorbim și despre luna decembrie și chiar și despre finalul de an și începutul. Putem să vorbim, da, putem să facem o emisiune despre, să spun așa, despre direcțiile, liniile directoare pentru anul 2024. Exact, așa o să facem și îi anunțăm de pe acum pe cei care ne ascultă să se pregătească, că venim cu noi informații de fiecare dată. Îți mulțumim încă o dată, Luminița, și da, o seară liniștită.
La fel. Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Luminița Ristea. Îi mulțumim pentru previziunile astrale. Eu vă îmbrățișez, vă doresc o seară fantastică și ne reauzim începând din nou de luni, tot aici la Gold FM Golden Hour cu Jessie, cu invitații cei mai speciali. Și înainte să vă iau la revedere de la dumneavoastră, vreau să vă spun că am lansat o nouă melodie. Intrați pe canalul meu de YouTube și ascultați acolo noua piesă, frumos, îi numele Ana, o piesă etno compusă de mine din suflet pentru toate anele din lume, atât din România cât și din diaspora. Vă îmbrățișez și aștept comentariile voastre acolo pe YouTube să-mi spuneți dacă v-a plăcut sau nu piesa. Eu vă las chiar acum să o ascultați, chit că îl întârziem puțin pe colegul de la sport, dar cred că mă iartă pentru că am și eu o piesă nouă. Jessie Baneș, frumos îi numele Ana, vă pup!